Adă rămrăm. Trage af după loc, de către Kainos, face fumă, nu știu de unii, iar acesta ar fi un ei bun. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Salutare tuturor, eu sunt Ramon, gazda dumneavoastră din această seară. Este primul live cu Facecam, prima zi de, a doua zi de fapt de semifinală, pe care o vom comenta împreună. Sper că totul o să fie bine, sper că mă văd și eu bine, sper să nu fie nicio problemă în transmisiune, pentru că fac live de pe laptop și efectiv n-am mai avut unde să bag cablurile, așa că o să mă chinui puțin cu touchpad-ul. Am scos mouse-ul ca să conectez camera, însă sper ca totul să fie cât mai prof în această seară de turneu, ce se anunță a fi, cum bine știți că zic de fiecare dată, și mai incendiară decât precedenta. Ok, dau și-o puțin aici sunet la joc, să auziți și voi. Vom avea Assassin's Stars, Nexus, Beşiktaş, o grămadă de echipe cu potențial, o grămadă de echipe cu nume și o grămadă de echipe ce ne vor surprinde, cum bine ne-am și obișnuit.
Ruta avionului este dinspre Quarry, spre Stallburg. Sper că mă aud bine și cu microfonul, pentru că am mai făcut eu ceva setări. În fiecare zi, improvement, nu? Așa cum ne place nouă. Avem o rută spre Stallburg, se pare, cu SWAT ce se duc prin Morse, cu un player, văd că se duce și Ferry Pier, Est și cu Nexus, nu? Ba da, doar Est pe partea de vest. Nexus, Gatka, S2K se duc spre Pocinchi, însă mai departe. Georgopolos, avem bătălie între două echipe românești, din câte văd, For și cu Roz, da? Două echipe românești. Cine ziceți că o să câștige în seara asta? Cine credeți că vor fi cele patru echipe care vor merge mai departe în finală? În finala de săptămâna viitoare. Noi, pe lângă această semifinală, pe care o vom viziona și o vom comenta și o vom analiza împreună în această seară, vom mai avea încă două zile, mâine și poi mâine, după care câteva zile pauză pentru a se putea pregăti echipele de marea finală, ce va dura două zile. Avem un contest și în Severny, ADMR pe Mellow. Văd că deja dă un loc acolo în partea dreaptă la Sunshine și cel mai probabil va fi și pușat, da, este pușat deja de Furia și de Mellow. Se trage și în dreapta Libra, avem aici cu DMR. Dadaev avansează puțin, Major încarcă nade-ul, însă nu-l aruncă, trece și va fi văzut de Milky Way, dar nu trage după el Milky Way. Este pușat jucătorul celor de la DMR, oare? Da, iese, Dadaev este dublat foarte bine, reușește un knock și a și el knock până la urmă. Drog MVP cu ținta pe Milky Way, îl vede pe Maloy, pe Melo. Face un pic în dreapta, este lăsat un sfert viață și din partea lui Salungad. Vine în spate, da, este dat până la urmă knock de către Furia, care încearcă să și confirme kill-ul. Melo confirmă kill-ul și el pe Ama sau, da, iar ultimul jucător rămas de la Libra este Salungad, care probabil va fi și el pușat pentru a-l scoate și a fi sigur că în Severny nu mai este nimeni. Dadaev și-a luat cel revival acolo pe spate. Furia dă câteva hituri și lasă foarte low pe Salungad. Avansează ambii jucători, intră Furia, da? Și cu acel Tomigan, două kill-uri pentru Furia. De debut de match, 4 pentru DMR, iar Libra este prima echipă care iese din... de pe Rangel, prima mapă din această seară. Roz, în continuare aproape de For, nu se bat. For-ul văd că au ales să meargă la blocuri, iar jucătorii din Roz la case, cum i-am văzut și în semifinale, unde au avut o prestație foarte bună, L12K la spital în spate, au și mașină, pot să plece, stau foarte, foarte bine pentru moment. Nexus, două kill-uri și ei și pe ei nu am văzut exact cu cine s-au bătut. Da, cred că cu Awa, care au rămas cei în doi. Iar momentan liniște pe Zarki, Shockwave. Shockwave, ce sunt în trei oameni înconjurați de Scream Squad. Îl văd pe Crow acolo în duplex. Luxus e în spate, iar Fupsman fără cască, însă cu un Scarel și cu un Uzi, îi ține aici la gard să nu cumva să plece din oraș cei din Shockwave. Doar doi jucători, îl văd pe Tryzen, care vine ușor din spate, nu știu dacă o să fie văzut sau auzit de către Lux, se îndreaptă direct către coechipieri. Trece prin strânga lui, da, Fupsman, ia și-l mașina și pleacă până la urmă.
Oh, și se trage după Fubsman din partea lui Treason. Nimerește o hit și Treason îl dă knock. Treason îl dă knock pe Fubsman din, din cup. Direct, direct pe, pe cap a tras. Knock finish. Iar Scream Squad și ei intrați, și ei intrați tot doar în, în 3 oameni. Mai rămân, mai rămân în 2 în momentul de față. Roz pleacă pe rotație, la fel și Nexus. Aproape aici, nu știu dacă se vor îndrepta oare spre Cosmin, dar se îndreaptă spre Awa. Îi vede pe cei, pe cei din Awa, pe Zeptimus acolo. Se trage după Zeptimus, care este foarte low și încearcă să scape, se oprește și Octavian, iar acesta fiind foarte low, Zeptimus reușește să îl dea knock. Ceylon este și el urmărit. Trei oameni îl calcă direct, n-are nicio șansă Ceylon. Ce nebunie pe Nexus. Au, au mers după cei din AWA, au făcut două kill-uri la început și n-au vrut să-i lase. Eliminându-i și având 4 kill-uri de început. E bine. E bine, 14 echipe rămase în viață. 31 de playeri, zona se va strânge în aproximativ 3 minute. Avem o zonă estică. Nu foarte multe echipe în ea, trebuie să, trebuie să avanseze. Văd la BGE din spate... da, pe cei din fora au rămas 2 cu 2 până la urmă. Kenzo este, este pe jos, încearcă să, să treacă podul. Iar în Zarki, Shockwave în continuare în fight cu Scream Squad, nicio echipă nu alege să plece. Crow este aici jos unde Treason nu știu ce, ce face, își face setările probabil ceva. Luxus este în oraș, se uită doar după, după SnowX. Crow stă după casă, nici el nu se arată. Treason doar un redot, văd că nu, nu prea au scopuri, bă, nu prea au scopuri băieții. Iar aici vedem fight între între Blackjack Esports, da? Între Blackjack Esports și 4. Dani cu un aid în mână se retrage. Îl aruncă Phoenix, însă nu dă cine știe ce damage. Kenzo, Kenzo și el se apropie cu aid-ul în mână. Dani și el, dar sunt foarte, foarte departe de către cei din Blackjack, zic. Urcă acolo pe dreapta, Kenzo îl dă în ochi pe Phoenix. Slay trebuie să se ducă repede la revive pentru că se va pușa din partea celor din Ford. Al vedem pe Poco care trece deja cu Kenzo și probabil vor intra oare în casă și au info. Intră acum în casă direct. Kenzo este primul care verifică. Sunt în spate. Intră Kenzo direct, dă un knock. Face prefire și a și el knock. Phoenix așteaptă, așteaptă să vină băieții pe push. Reușește Phoenix un knock, două knock-uri, trei knock-uri, trei kill-uri pe Phoenix și reușește să-i scoată pe cei din for care au pușat agresiv. Unul după altul au picat băieții din, din for. Phoenix reușește să facă trei kill-uri, să salveze și echipa, să dea și revival pe Slay. Cât de bine din partea lui Phoenix, iar Blackjack Esports rămân în 4 oameni. Vedem că Terminus ultimul rămas din Shockwave, iar, iar Crow ultimul rămas din Scream Squad. S-au bătut și băieții 1-1. Probabil o să-i dea revive, da, lui Treason. Reușește, reușește să-i dea revive-ul. Echipele au plecat în zonă. Est Nexus intră și ei acum SWAT stau splituiți în partea de sud. ESN-ul n-au absolut nicio treabă pe dreapta, stau, au zonă de desfășurare, au unde să, unde să ia zona, la fel și Roți care vin de sus dinspre Kameshki.
DMR se splituiesc aici spre Stalbor și la și pe Rigiu spre Pod, să-și facă o poziție viitoare. Rozul rămâne pe muntele de la școală. Rămân pe muntele de la școală, băieții. Haideți să vedem împreună cum va fi următorul shift. Zona centrală. Avem o zonă centrală. Toți playerii au urcat în mașini. Estul vor veni din spate la cei din SWAT. Ce s-a întâmplat aici? Îi văd pe cei din SWAT și se duc așa ușor. Aproape de fight, Roz cu Bex, Rox cu Bex Esports, se opresc pe Ridge, nu trag, Reflect este la compound-uri, Shoteika aproape trage câteva glanțe acolo de intimidare. Mandarin vine cu flank pe stânga și reușește să-l dea în ochi până la urmă pe Cosmin. Încălzește nade-ul, aruncă nade-ul spre Cosmin, care se retrage, rămâne jumătate viață, Reflect vine, iar Rozul sunt încercuiți din toate direcțiile, pică și aimbot, S12K și cu Cristi ultimii rămași, Cristi reușește să dea noc din dreapta, Shoteika față în față cu S12K reușește să dea nocul, Stencic, Cristi, ultimul rămas pentru Roz, situație de 1v1 cu Mandarin care încălzește un nade și probabil o să-l arunce direct către Cristi, nu-l afectează, la fel și Cristi aruncă un aid după Oaz, însă Mandarin s-a întors la revive, mai aruncă un aid Cristi, încă un aid care nu este nici acesta foarte bun, vine și replica lui Mandarin, încă un aid pe Cristi, smoke de fapt Mandarin și-a dat, iar acum se duce cu bug-ul să-l scoată. Se oprește, trage după Cristi, însă acesta cred că reușește să plece până la urmă, confirmă kill-urile cei din box, iar Rozul rămâne doar într-un singur om. Bătălie și la SWAT aici cu cine? Cu Nexus. Cristian își dă un smoke pentru a putea da revival, vin nade-urile din partea celor de la SWAT, avansează pe burtă, aruncă nade după copac, însă acolo nu este nimeni, Xyz încearcă și el să se retragă ușor, Memphis mai aruncă un nade în smoke, însă îl lasă foarte low pe... și-a luat restul, iar Cristian rămâne jumătate viață, Dorin încearcă un flanc cu dreapta și cred că o să-i vadă, nu, este auzit de către jucătorii celor din SWAT, Octavian confirmă un kill, iar Nexus încearcă să ieșea high ground-ul, Memphis este prins foarte prost acolo după Oaz, pușează Dorin, da, și îl elimină, 8 kill-uri pentru Nexus Gaming, care rămân să se mențină în 4 oameni, fără să piardă vreun om și cu 2 squaduri eliminate. Încă un minut până ce zona se va strânge, toate echipele sunt în zonă. Să vedem cum se va juca. 33 de player s-au bătut, au avut contesturi, au avut player pe splituri și au mai rămas din păcate doar 33. Să sperăm că nu se vor mai bate până la final și vom avea așa un final de la incendiar și cu multe faze frumoase pe care le putem comenta și le putem vedea cu toții.
cursă între Bax și Nexus. Doar își au info, se trage de la case, de la TCR, Cristi fiind singur, dă un knock acolo și un finish pe Furia, da? Oh, și zona pe stânga, ce bine are zona Cristi aici, dacă poate, na, nu va primi vreun crash sau ceva. Poate să ia un placement bun, Bax dau full crash la TCR. Hituri de la Drago de acolo de sus, singur cred că rămas, da, singur rămas, vine și Nexus la third party, Octavian vrea să se bage direct în ei, Cristian, da, s-a băgat Octavian, și-a luat knock și Cristian din partea stângă, se aruncă și din partea lui reflect un molotov, Scoteica, încearcă să confirme kill-urile, Octavian foarte low, Cristian confirmat, War la guard, aruncă câteva nade-uri, nu știu dacă va apuca War, oare să se ducă la Octavian, cred că se duce, știe că este în casă. Da, și Octavian revival, dar pușează cu dreapta, cei din Bax fac prefire, confirmă kill-ul pe Octavian, War lăsat 1 HP, îl vede acolo pe Dorin, reflect, îl dă knock pe Dorin, iar War ultimul rămas de la Nexus Gaming, reușește un knock, iar acesta este eliminat până la urmă de către Stekchik, 9 kill-uri pentru Bax, reușesc să rămână full squad, cei MVP singur rămas de la S2K, se pune pe burtă lângă piatră, Estul poate să intri și ei cu dreapta, însă vor fi ținuți de către ESN, să vedem dacă ESN nu se vor uita către Nexus, doar ca Pahala avansează ușor să facă un scout, Shockwave în doi oameni au rotit de sus din Zarya, au venit cu dreapta pe la Lipovka și vor intra în zonă Crow, da, intră și el late, 23 de playeri, puțin playeri, însă avem 10 echipe, foarte multe solo-uri. Chai oare este pușat? Nu, Mandarin doar avansează să-și ia info, probabil îi vede pe cei din est acolo în gaură, în groapă, Stekchik trage și lasă jumătate viață pe Atis cu baghiul în flăcări, Bazii se uită spre cei din Bax care pușează direct la Atis, intră la Atis, îl dă Atis nou când să-și ia și el knock-ul, este călcat până la urmă de către cei din Bax, Denis din spate își ia și el knock, nu apucă să intre în shed, Capahala încearcă să țină și îl dă nou pe Mandarin, vine din spate și Scoteica, Bazii oprește și cred că va avea view bun, trebuie să se pune pe burtă, da, încălzește nade-ul Baxii pe care îl va arunca cel mai probabil în smog, reflect, aruncă și el nade la rândul lui, nade bun pentru Baxii aproape, însă este dat în ochi de către reflect până la urmă, 2 player rămași pentru Bax și un singur player rămas pentru Est și anume Capahala. Se uită Capahala în groapă, însă nu cred că va vedea cine știe ce lucru. Văd că se bagă și Trazen aici, fiind solo la combinație. Nu, îi mai este și Terminus care vine din spate. Se trage după Trazen. Terminus vine din afara zonei. Se confirmă kill-uri pe Dennis. Iar Shockwave... Vor intra cu dreapta ușor, cei văd că rămâne în continuare singur aici, nu este deranjat de către nimeni, reflect, pleacă și el late, oare îl va vedea pe cei la copac sau nu se va uita? Ba, se uită, nu știu dacă îl vede, și Capahala este aici aproape, nu trage după cei, însă va avea, după jucătorul de la Bax, însă va avea o surpriză cu cei dacă se ridică. Nu se ridică cei, stă în continuare cu minte. Iar Capahala o ia pe jos să ajungă până la case. Văd că roți au aceeași rotație și or să le vină în spate celor din Bax. Papahoka se îndreaptă direct spre cei. Nu știu dacă... Câți player trec pe lângă jucătorul celor din S2K.
Oare este văzut cei? Sau cei din Bucks doar se opresc, nu, se opresc să tragă după roți? Cum stă cei acolo mandarin, câteva hituri, însă nu reușește să facă mare lucru. Intră acum în zonă, Capahala este singur, aude Baggeri deasupra lui, iar Bucks vin direct spre el, trage Capahala, lăsat destul de low, încearcă să scape, dar nu cred că mai are ce să mai facă, este prins în full open, reflex, se uită după el, trage în smoke, trage și mandarin, trage și scoteica, iar până la urmă reflectorul elimină. 13 kill-uri pentru Box Esports. Shockwave reușesc să intre în groapă. Jic singur rămas de la Blackjack Esports. Cristi singur rămas de la Roz. Crow singur rămas de la Scream Squad. Ce frumos intră mandarin în casă, zona se dă și mai centrală. Și nu avem nicio echipă în zonă momentan. Trazan văd acolo că l-au scos până la urmă pe jucătorul celor din SDK. Ce a rămas singur și a reușit să scape. ESN, niciun kill pentru ESN. Blackjack Esports se bat în partea dreaptă aici. Pe roți văd că dă un knock, zic. Îl vede și pe Papa Hoca, trage, lasă 1 HP. Nu trebuia să se oprească din tras. Salutare tuturor, seară bună și ție, domnule prezident. Cât pe ce să fie eliminat jucătorul celor din rot de către zic, dacă nu se oprea acolo din tras. Cristi stă foarte bine la casă, de mereu vor intra și ei. Dadaev a rămas cred că pe spate să închidă zona, să fii sigur că nu mai vine nimeni. S-a tras după cei de la ESN, ci trebuie să pleci acum, îl vede Melowy. Așa am dat și-o puțin jocul mai încet. Milky Way mai avansează puțin, încearcă să intre la case, însă deja jos este un jucător de la cei din Box, și anume Mandarin, iar doi playeri stau pe munte, se uită spre zona unde este Cristi, îl văd acolo pe Trazan, care reușește să dea un ok la ESN. Red Bull încercând să avanseze, nu prea a reușit. Încă 18 secunde până la următorul shift, au mai rămas doar 7 echipe în viață. ESN trebuie să intre, se trage după ei, la fel vine și Shockwave din spate, își dau câteva smoke-uri, contra acolo, îl vede pe Trazan, îl dă în ochi pe Trazan, iar Terminus este lăsat foarte, foarte low, se trage în Daci, însă vine nade-ul din partea lui Device, 4 kill-uri pentru ESN, din păcate doar în 2 oameni rămași. Bucks farmează de pe muntele acela tot, Mandarin rămâne în spate. Îl știe pe Crow, îi aruncă un nade lui Crow, care este un nade ce lasă jumătate viață. Destul de bun nade pe care l-a aruncat, încă un nade, însă Crow s-a retras și a reușit să scape. Scoteica a primit info că Crow a plecat cu dreapta. Trebuie să țin aici, să nu-i cumva să-i facă vreo surpriză. Cristi este singur la casă, iar reflect se apropie, cred că să ia bug-ul. ESN reușește să dea revive, rămân doar în 3 oameni. Cristi va trebui să plece late, 30 de secunde până ce zona se va închide, va începe să se închidă.
Melowi trage, îl vede acolo și pe Zic îi sparge baghiul, iar Zic nu va mai avea cu ce să plece în zonă. Mi-aruncă câteva smoke-uri pe balcon pentru a avea cover. Mi se pare că e puțin cam prea multă lumină, este? Așa, încă dă durăm, am dat puțin mai încet. Zic, încearcă să treacă strada, este văzut de Melowi, face Melowi spray and smoke, da, și până la urmă Milky Way reușește să îl elimine, este văzut acolo și Christy, trage Milky Way după Christy, Screen Squad eliminați, locul 5 pentru ei, ESN vor să coboare în, să vină în zonă, este dat Dadaev knock, Milky Way pregătește un nade, însă nu mai este nevoie deoarece Melowi se ocupă de jucătorii celor din ESN de pe deal, Christy cu 3 first-uri rămase probabil și le va băga. Și va aștepta, poate să prindă un loc 2, ceea ce nu cred, pentru că Bex, la fel și DMR, sunt în zona ambele echipe joacă foarte bine, situație de 3-3, scrieți în chat cine credeți că vor fi cei care vor câștiga. Primul match, Scoteica, Shanok. Shanok, Scoteica de la DMR, Milky Way rămâne pe dreapta, Christy a încercat să tragă din spate, însă n-a reușit... mare chestie, Dadaev vine în dreapta cu baghiul, Milky Way rămâne la guard, iar Melowi avansează, aruncă un smoke acolo în geam, nu, a aruncat nade, mi s-a părut că a fost smoke. Jucătorii celor din Bucks reușesc până la urmă să dea revival, Dadaev pușează, vine push-ul celor din DMR, vor să dea knock-ul decisiv, vor să pornească chest fight și să câștige primul match din această seară. Se aruncă nade-uri foarte multe, reflect, cred că îl va vedea acolo pe Milky Way, îl aude, da, ia arma în mână, în față cu Milky Way, îl pune knock, 3-2 în momentul de față, Dadaev aruncă un nade spre reflect, însă nu îl afectează. Intră în casă cei din Bex, Melowi rămâne în spate să țină Overwatch-ul, trebuie să avanseze, Bex sunt presați de zonă. Dadaev stă după piatră, 3 jucători din Bex după același shed și o cutie, Scoteica încearcă să se cațere, Mandarin vine mai aproape, Dadaev încălzește nade-ul, îl dă foarte bine aproape acolo sus pe casă, lăsându-l pe reflect jumătate HP. Scoteica ține Overwatch-ul, n-are de ce să se grăbească, 16 secunde, Melowi trebuie să avanseze, Dadaev este singurul care are zona din echipa celor de la DMR, Reflect mai aruncă un aid, Dadaev vine aici aproape, să vedem ce vor face până la urmă. Prefire, Scoteica îl va vedea pe Melowi, nu-l vede acolo la și-a hituri Scoteica, Melowi avansează, picuri scurte, Dadaev dat knock, Melowi ultimul rămas, trage Scoteica, 1 HP pentru Melowi, trebuie să facă prefire în smoke-uri, nu trebuie să mai aștepte, sare direct pe el. Se învârte pe lângă el și până la urmă îl elimină, avem winner chicken dinner for Bex Esports with 17 eliminations, congratulations guys. Second place DMR with 11 eliminations, Roz un singur kill pe Christy, a reușit Christy, rămas singur aproape de la începutul meciului să gestioneze situația, cum am spus, și să prindă un top bun pentru echipă. 10 puncte cu un kill, 11 puncte din primul match, nu este rău deloc. Locul 4 avem pe cei din ESN cu 4 kill-uri, Scream Squad, One Single Elimination, Blackjack Esports, 4 Eliminations, Shockwave, 4 Eliminations, Rats, 0
SK for eliminations, Est doar 3 kill-uri, Nexus 8 kill-uri, TSR 0, SWAT 0, 4-0, AWAW 1 single kill și Libra 0 kill-uri. Acesta a fost primul match din această seară a semifinalei B. Noi ne vom revedea în aproximativ 7 minute cu cea de-a doua mapă și anume, Miramar. Stați pe aproape, noi ne auzim, în 7 minute maxim. Shalom, cel de la zonă, Noc, este explodat de către, Bele, de la sub. I'm on my way up, it will be have a fall, so slow to the top, so fast we're coming, yeah, you make my heart stop, I go to the bottom,
Fire up. Și elimină ultimele 3 gloanțe. O flix. Dragilor, cu cea de-a doua mapă a acestei serii, și anume Miramar. Imediat să facem și noi jocul așa, or să se audă. Bun. Vă mulțumesc tuturor celor care ați intrat noi, am văzut acolo că ați venit de la Capahala, dacă am înțeles eu bine. Nu uitați de like, de subscribe, poate. Facem noi 2000 de abonați până terminăm turneul, adică până săptămâna viitoare. Poate. Da, cea de-a doua mapă, Miramar, vedem S2K, ce se duc Los Higos. Avem splituri în partea de sud, o zona avionului foarte, destul de nașpa, mai ales pentru echipele care au splituri în nord, El Pozo. Bine, hai să zicem, la Zahar poate mai ajungi, însă El Pozo, Hacienda, Cruz de Val, Tierra Bronca și toate celelalte orașe de sus și splituri, destul de greu de jucat. chiar așa, Mihai, ți era dor? avem pe Impala, cred, contest aici est și cu SWAT. Să vedem ce echipă va ieși câștigătoare. Aici la margine văd Shockwave cu Roz, ce se vor duce spre El Azhar. Deja încep băieții să tragă pe Memphis cu un shotgun. Găsește și M4, îl vede pe bază. Nu e M4? A, e mini. Mi s-a părut. Ba da, este și M4.
Este și în 4 acolo pentru Memphis, însă avem deja un late fight la, da, era doar un singur jucător de la 4 eliminat de către Libra, și anume Dani Knock și Finish. Kapahala stă în cărămidă, are un Winchester și a luat un M16. Destul de bine poziționați cei din Est, mă refer în comparație cu SWAT, au avantaj de high ground, Atis se duce în spate, văd, însă oare au mașini să plece? Au un buggy tocmai la intersecție în dreapta, Kapahala îl vede pe Memphis și îl dă Knock, nu cred că va mai apuca să-i dea, să se ducă la, la revive. Ceilalți trei jucători din SWAT îi văd acolo izolați în partea stângă a mea, Bazi, și el își ține poziția să nu treacă Royman sau Royman, depinde cum vreți dumneavoastră să-l pronunțați, în germană sau în engleză. Trece în dreapta, trage Bazi, lasă mai puțin de jumătate viață după mașină, ia mașina, reușește până la urmă, Kapahala confirmă kill-ul, iar Royman rămâne aici jos. Nu se mai duce la revive. Am văzut acolo și pe Crow, care a făcut un kill pe Knight la contest de split. Oops, man, se uită după aua în casă, îl știe acolo, însă are doar, din păcate, doar un singur 2x. Shockwave, am văzut că au părăsit la Zaharui, au lăsat pe cei din Rozavlea. Și totuși, uitați că au ajuns echipelor Pozo. ESN a ajuns el Pozo. Conqueror îi văd și pe ei ce se duc spre Hacienda, Bex la Graveyard, îi alungă pe cei din Nexus, sau cei din Nexus se retrag mai mult spre centrul zonii pentru că au foarte mult unde să luteze în sus, dar iar SWAT abandonează fight-ul cu Eastern Stars, pleacă toți trei cu o singură mașină. Pe El Pozo deja două echipe. Am zis că nu ajunge niciuna și uite că până la urmă cum s-a făcut, cum nu s-a făcut, de au ajuns două, aua se bat aici jos la, da, și elimină pe Scream Squad, yes, a 17-a echipă deja din debutul meciului, 4 kill-uri pentru aua, iar în El Pozo bătaie, Device, Knock și Finish. Pure Major se duce și el, vine ușor, are doar un Tommy, iar în momentul de față băieții stau destul de departe, nu cred că va mai fi un fight. Iese în 3 oameni, da, și roți în 4, 2 oameni pe arena, am crezut că sunt doar 3-3. Reflect, două knock-uri pentru Reflect acolo pe Nexus. La dubiță i-a dat pe amândoi knock din dubiță, aruncă molotov și grenadă, însă nu ajunge. Și primește revive-ul de la War. Reflect, cred că mai aruncă un molotov sau ceva. Scoteica vine și el sau ea din spate, Abstencic, la fel, Dorin apucă să intre în hambar până la urmă. Iar Octavian oprește aici foarte bine, cred că îl va vedea oare pe Reflex în dreapta. Se uită în stânga, pardon, se uită în dreapta, îl vede pe Reflect care trece în full open, se retrage Reflect, îl vede pe Octavian care rămâne ultimul jucător de la Nexus. Reflect dă info cu echipierilor, Octavian nu face pic, încearcă să se retragă Reflect, însă este dat în loc. Poate chiar nu era știut Octavian și Reflect doar s-a uitat așa că a auzit mașina. Poate. Ce Knock reușește Octavian, maică! Câți metri sunt până acolo? 200? 300? 200 cred.
2 kill-uri deja pentru Octavian. Al treilea loc, 1 pe 4 din partea lui Octavian. Ah, cât de aproape suntem, ci că aruncă nade-ul și își salvează echipa. Cât de bine a tras Octavian cu AKM-ul acolo pe distanță. Cât de bine, bravo, 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 bravo. Păcat, păcat că au ieșit așa late. Așa late, așa de vreme, pardon. Eastern Stars, 4 oameni și un kill pe Capahala, lutează partea de Impala foarte... Nu se grăbesc. S2K văd că nu atât, n-au găsit mașini și nu stau să meargă pe jos ca să caute până la pod și aleg direct să treacă apa. Văd că echipele deja au intrat la fel și show cu Evacolo pe nord la Tore. Așa. Să dau puțin mai încet asta. Bun. Momentan liniște, 2 minute și 40 de secunde până ce zona se va strânge. Doar două echipe eliminate până în momentul de față, 53 de playeri, iar Conqueror în San Martin, SWAT se rotesc pe deasupra celor din Bax. Rozul și un la Zahar rămân în continuare în oraș să-l saluteze bine. ESN mi se pare că sunt extraordinar de ok în încoperirea, pentru că vor putea să se rotească pe sus, să meargă la water, vor avea o grămadă de posibilități. Papillon îl are deasupra pe Milky Way și se uită, le sparge buggy-ul Milky Way. Zeptimus îl vede pe jucătorul celor de la DMR, îi dă câteva hituri, se uită să verifice dacă e sporoțile la mașină. E, cred că va pleca, oare? Da, va pleca cel mai probabil. Echipele au început să intre în zonă, toată lumea este în mașină. Forul aleg late, da, să l ajut, uitați-vă unde stă Kenzo. unde stă Kenzo? Nico. Și el aici în casă, doar 2 player rămași din păcate pentru For. Libra în full squad, da, Libra în full squad și cu 2 kill-uri. Cred că pe For, chiar dacă nu mă înșel, pot să mai avansezi și ei să intre bine. SWAT-ul foarte aproape de cine? De Bax. Da, primesc oare crash, nu? Văd că Alexa să se urce pe Ridge. Coteica, dar nu cred că știe că îl are pe Xez acolo sus. Xez se uită, așteaptă momentul oportun ca să tragă. Este văzut de Coteica, își dă smoke. Royman își ia și el jumătate viață. Stencic încălzește nade-ul să-l arunce către Royman. Da, însă este pe din afară. Zona se va strânge în următoarele 10 secunde. Stencic trage sus la cover sau ceva. Da, la Xez, care încearcă să se retragă, își bagă câteva avantaje, nu mai are cască, din păcate. Stencic din ce în ce mai aproape, nu, de mereu au scos au aici în partea dreaptă. Mellowy este, dar și Libra vine Libra la third party. Sau doar trec, doar cred că sunt în trecere. Drog MVP, da, se duc, sunt în trecere, nu îi țin pe cei din DMR. Cât de bine încercuiesc băieții din SWAT aici. Bexu care pleacă, trage oare Royman după ei? Îi vede acolo în dreapta. Da, și Bax în 2 oameni pleacă. Pleacă, tocmai ce ziceam că ține foarte bine SWAT, îi ține pe cei doi jucători, dar se pare că au reușit să plece până la urmă.
Libra au vrut să intre în San Martin, însă este deja luat de către Conqueror. Trag băieții din Conqueror, îl văd pe Saru acolo cu un M43X atras după Sunshine ca să-i spere și să nu vină. Swax, bătălie cu Bugs în continuare, dar pe Close, unde aici în spate, da, Xyz este prins singur. Probabil își va lua și finish-ul, nu cred că vor veni. Royman încearcă o rotație cu stânga pentru a-i scoate pe cei din, Bucks, însă nu știu dacă va ajunge la timp să-și salveze și cu echiperul, niciun caz. Se oprește Royman, îi vede acolo, pune ținta pe ei. Pune ținta pe ei, însă are beril din păcate și doar nimerește un hit. Conqueror și-au luat knock de sus, da? Sau de undeva, da, de la Libra, din yellow-uri. Se trage pe cărămidă, nu reușește Snow, oare e lângă el, da? Se pune fix pe margine ca să-i dea revive. S2K bubuiți de către DMR, doi jucători din S2K confirmă și kill-ul, 4 kill-uri pentru DMR în momentul de față. Îl vede și pe cel de-al treilea jucător de la S2K ce vrea să avanseze ușor în zonă, însă țin foarte bine și DMR-ul. Iar și mai e și Fusion, doi jucători se pare, aleg să se retragă. 61 de like-uri, vă mulțumesc tuturor, mamă, facem 100 de like-uri, facem record în seara asta, ce ziceți, facem? Vă mulțumesc tuturor. Încă aproximativ 2 minute, 14 echipe și 46 de player rămași. Bucks au ajuns... mi s-a părut că era Impala, dar nu știu de ce. Vreau să spun că s-au retras foarte mult. Royman, Estol, văd că avansează și ei ușor se uită după Royman, care se răstoarnă cu cupul. Și au info cei din Est. Se uită acolo după Eclipse. Dar da, după Regi pleacă și ei. Trage... Da, cineva de la Est, Kabahala, da, trage după băieții din SWAT. Mau, ce mi s-a buguit. SWAT-ul în... Da, cred că vor fi explodați, da, și este explodat până la urmă de către Phoenix, care confirmă și kill-ul Phoenix. Încă 40 de secunde până ce zona se va strânge. Estul încearcă să avanseze și ușor să intre în play zone. Bazi se oprește, se uită după acel pick-up. Royman este la case jos. Nu știu dacă le va face mari probleme. Nu cred că le va face probleme celor din Est. Bucks-ul în partea dreaptă își au hit-uri de la Blackjack Esports. Trage MJ, Aratis de deasupra, reușește să dea knock. €60! €60 de la Floris. Atis și Anuc, dar Floris a dat €60. €60, uite așa. Aduceți apă, aruncați apă. Stați că trebuie să și comentez. Zic foarte low. Băi, și încă €50 de la Jacalu! Încă puțin și facem golul!
Bă, v-ați pus în seara asta pe mine 810 euro, așa, în 20 de secunde. Vreți să fac cu inima? Bune, vreți să fac cu inima? Două secunde, că nu mai, deci nu mai. Stai așa, să nu se vadă că fac reclamă. Voi nu sunteți normali la cap. Deci voi nu sunteți normali. 110 euro așa dintr-o dată. 60, Boris, 50, Marius. Ce au zis ei? Ia fii atent. În seara asta, mai ales că au venit și băieții de la Capahala, de pe live, să se uite. Hai să o facem. După ce că o să facă, poate, Doamne ajută, și 100 de like-uri așa record, are 90 de persoane în momentul de față când mă uit eu constante, îi mai dăm și 110 euro așa. Așa să fie acolo. Bă, sunteți nebun, mă. Mulțumesc mult, deci apreciez enorm, vedeți? Vedeți? Ce să mai, deci ce să mai? Puneți voi dacă nu e Big Baby cea mai urită comunitate, cel mai fain clan, cea mai tare echipă, cea mai... ce vreți voi. Avem zonă de munte, zonă grea, Conqueror, Omnoc, restul în 4 oameni cu 2 kill-uri intră la baza muntelui. Ce să mai comentez, mi-am pierdut și cuvintele. Oh, Bambi, ai venit, Bambi? Ai venit și tu, Bambi? Te iubesc, Bambi. Da, revenim, Roz Zaimbot, dă acolo Nocu, mini 14 sus la Conqueror încă o dată, Nico este explodat din partea lui Milky Way, se trage după băieții din For, nu, după S2K, Fusion cu un mini cu 6X, băi, deci nu mai... Da, am văzut acolo eliminare în partea dreaptă, Blackjack 9 secunde până ce zona se va strânge, haide să vedem împreună dacă vom avea o zonă de San Martin sau o zonă de munte. O, avem o zonă și de San Martin și de munte, da, prea mult vorbesc, Mihai, trebuie să comentăm, nu, avem acolo un crash la TSR. Intră Shockwave direct la ei, se încălzesc câteva nade-uri, balls răsat, aproape un sfert viață, Snowex aruncă și el un nade, își primește și el nade, cât de low este balls, însă își ia până la urmă noc de la Azer, din, poate nici nu știu de unde a tras Azer. Drago pușat acum, iese afară, încearcă să fie ținut, aruncă nade-uri, Drago, terminuț, cea și el răsat foarte low, să vedem Tryzen dacă va intra, situație de 1 la 1 în momentul de față cu Bolts, cu Drago, pardon, este bine ținut din spate, se confirmă kill-ul pe Bolts, vine și Wanted prin smoke, Trazen iese și dă knock-ul 1v2 din partea lui, Trazen oare se pune pe burtă, își ia knock terminuți și cu Snowix ultimii rămași de la Shockwave, Wanted în situație de 1 la 1, încearcă câteva hituri pe deasupra, nu reușește, Snowix intră din nou în beton, Wanted își bagă first, are răbdare la fel și Snowix, să vedem cine va câștiga acest fight, vine și Terminus din spate, Snowix iarăși cu un jump încearcă să facă kill-ul, încă un jump din partea lui Snowix, situație de 1 la 1, intră, se intră peste Snowix, este lăsat jumătate viață, fire unul după altul, intră Wanted, iese Wanted și îl dă knock, iar Azer rămâne ultimul în viață versus Wanted, Wanted care este foarte foarte low, Azer urcă peste Wanted, aruncă un nade, cred,
vine și zona a 200 de metri până în zonă, nu știu dacă va mai apuca, Wanted sare, da, și Azer îl elimină cât pe ce să facă un 1v3, poate chiar un 1v4. Dar Emperor are moderator la mine, cred că de 3 ani, de când făceam live de pe emulator. De o grămadă de timp. În 29 de echipe, mă uitam și la mine pe live. Când am primit a doua donație de la Marius de 50 de euro. Ce nebun sunteți, mulțumesc încă o dată, mulțumesc sunteți. Kapahala 1v1 cu Jig. Beryl vs M4, picuri scurte. Jig încălzește nidul la fel și Kapahala. Se vor arunca două niduri oare simultan. Se aruncă nidul la Kapahala, este dat knock. Vine și Bazi care îl aruncă către Zic. Pleacă Zic, se retrage mai mult. Bazi mai încălzește un nid, îl aruncă, dar și pe acesta nu foarte bun. Zic avansează ultimul om rămas din Blackjack Esports, are zona și probabil o să se pună poare pe burtă, nu? Kapahala își ia revive-ul. Conqueror-ul văd că trage acolo după S2K. Avansează și Roth, Snow, Aragon, dat knock. Încearcă băieții din spate sau, da, Saro îi ține. Trage după jucătorul celor din roți pe tapuri, însă din păcate are doar un ridge acolo jos. Văd și pe Libra care intră în San Martin, avem o zonă de San Martin, 9 echipe rămase în viață, zona 6 va urma, zona 5 se va strânge în următoarele secunde. Estul 6 kill-uri, pot să intre la hambar. Roț văd acolo că dau un ochi și da, avansează, pușează direct la Conqueror. Snow dă revive-ul, intră băieții din Roț în hambar. Se fac prefire acolo la munte, Pure Matcher încălzește nade-ul și l-aruncă cred că după shed, foarte bun, da, One HP lăsat, Snow care va fi bătut de zonă, da, este bătut de zonă, 007 și cu Saro ultimii rămași din Conqueror, Saro va încălzi un nade, l-aruncă înăuntru, va trebui să iasă, da, este dat knock, se trage și din San Martin din spate, iar 007 este ultimul om rămas, este ultimul om rămas pentru Conqueror. Doar o singură echipă în zonă și anume Roz, Chai la fel ca și meciul trecut. Chai ca și meciul trecut a rămas singur. Urcă Bazi acolo pe Rigi, dar nu-l știe pe Chai în partea asta. Chai se uită cu Thompson-ul către Bazi, oare îl va vedea Bazi până la urmă? Da, îl vede Bazi acum din săritură. Da, și îl elimină 8 kill-uri pentru Eastern Stars. persoane pe live, record, ai ce să mai am bătut, batem toate recordurile în seara asta dacă nu vă spun eu. Ce bătălie aici între echipele din San Martin, Dadaev este pușat de către ESN, la mai are cu echipier pe Milky Way, nu? Doar rămâne. Azer trebuie să avanseze și el 50 de metri, Estu stau foarte bine sus, Roz la fel și ei pot să avanseze oricând, este ținut, Azer trage AIM și îl elimină.
Avem bătălie, da, ESN până la urmă pușează acolo la DMR, însă sunt eliminați de către aceștia. Rozul încălzește S12K, Nade-ul îl aruncă după gard, însă nu este nimeni, este nimeni acolo. Libra, sunt full squad, da, în full squad, Libra reușește să reziste. Și au și zonă foarte bună, se uită acolo, Drog, MVP, îl vede și pe Cosmin, are 6x-ul full pe Scarel. Cosmin dă knock la Sunshine, iar acum cred că vom vedea un push din partea celor de la Est. Da, Cristi încearcă să scape, trage Estul, după ei trag și cei din Libra. Drog este pus knock, S12K încearcă să intre acolo în partea de sus, se trage și după S12K, situație de 1-2, îl vede pe Drog, îl dă pe Drog knock, însă se întoarce cu spatele și Salunga deși a... și are învașa, cred că Salunga a fost cel care l-a dat knock pe S12K. Cosmin pregătește un aid, îl aruncă la Dadaev, însă nu reușește să-l bage și pe geam. Roț sus pe ridge, Est la stânci în stânga, Estul îl elimină pe, da, fură kill-ul pe Aimbot, iar Dadaev îl elimină pe Cosmin cu nade-ul. Dadaev nu cred că va mai apuca să intre în zonă, dar este bătut de zonă și vom avea fight între Easter Stars, Libra și Roț. Dă Atis knock sus și a bazi knock la rândul lui. Atis încearcă să avanseze, vine și Libra. Denis ține aici în partea dreaptă. Rămași doar în 3 oameni, Easter Stars. Atis reușește să ajungă până la revive. Robi HD. 2 shell revive-ul, se încălzesc, se... calmează puțin apele. Libra urcă și dă nade acolo, confirmă kill-ul pe bază și îl dă knock pe Atis. Denis, ultimul rămas de la Instant Stars, stă aici în partea dreaptă. Să vedem probabil un winner chicken dinner de la Libra. Pure matcher și cu Ruby sunt deasupra ultimii doi rămași de la Rods. Își ia nade, Salungad, Roby arde de la Molotov. Pure Matcher mai pregătește un nade pe care îl aruncă, însă nu îl aruncă destul de bine, se poate da revival. Denis rămâne în afara zonei pe 5 first-uri pe care le are. Rods mai dă un nade și încă un knock pe Libra. 4x pentru Roby, două knock-uri pentru Libra, situație de 2-1-1. Pușează Roț în momentul de față, Pure Matcher față în față cu Libra, da, sunt eliminați, iar Denis va veni din afara zonei, este văzut de către Roby, are răbdare, Denis își bagă first-ul, Ruby, pregătește nade-ul, să vedem Denis dacă va rămâne, nu, pleacă Denis, situație de 1-1 cu Roby și acesta este win către, nu! Rămâne fără gloanțe Denis. 5 gloanțe dacă mai avea pe UMP, era win pentru Eastern Stars. Oricum, felicitări Rots. Winner chicken dinner for them with 10 eliminations, yeah. Then we have second place for Eastern Stars with 9 eliminations. And third place for Libra with 6 eliminations. Nici nu mă gândeam când am văzut că Libra a rămas în 3 oameni, ziceam acum win din partea celor de la Libra, dar orice este posibil, la fel cum ne-am obișnuit în ultimele zile, cum ne-am obișnuit și în semifinala de ieri. Finalul este imprevizibil și ne putem aștepta de la orice. Denis ar fi putut să facă un win dacă mai avea măcar 5 gloanțe pe UMP. Locul 4, DMR cu 10 kill-uri, Roz 4 kill-uri pentru ei, ESN niciun kill, Shockwave 4 eliminations, S2K 1 single kill, Conquer 3 eliminations, Blackjack Esports 2 kills, TCR TSR 3 eliminations, SWAT 0 4 0, Bax 5 eliminations,
Awa, Four Eliminations, Nexus, doar două kill-uri pe Octavian, trebuie să reamintim ce knock și finish, că a fost și finish până la urmă, a reușit Octavian de la, cred că vreo 200 de metri cu AKM-ul, iar prima echipă care a ieșit de pe această mapă de Miramar, și anume ultima clasată, este Scream Squad cu un singur kill. Vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, avem 85 de like-uri în momentul în care eu mă uit aici pe live, 110 persoane, deci efectiv sunteți cei mai tari. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă și abonați. 2K, facem 2K sau măcar până de Crăciun, așa, cadou de Moș Crăciun. Noi ne revedem în aproximativ 7 minute cu cea de-a treia mapă, și anume Sahok. Până atunci, stați pe aproape și da, nu uitați de like și de share. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated, let's stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. You could save me, save me, all my life.
Și setează, reușește să dea un oc. Stare. Și 1 versus 2 din și Neță se uită și-l vede. Îl ia la țintă. Și Engine pușează aici 2 player din NMV, reușește un oc foarte l-a lăsat, 2 nocuri dublat din spate în full open, îl știe, da. Și 4 șează. BLVK, 2 knock-uri pentru BLVK, 3 knock-uri pentru BLVK, ultimul om rămas de la Ros, vede aici și trage la el prezident, 3 knock-uri pentru Hesitate, I gotta tell you but I wanna wait. Never thought that feelings could disappear. Why the sorry never feels sincere? But you gotta hear my desires. They faded fast and then we tripped the wire. Too many times I told you I believed. I believe there is nothing left for me, left to see. It's impossible, I can't seem to let you go. Înainte de a începe meciul, vreau să vă arăt ceva. Vreau să vă arăt ceva. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1. Ce părere aveți de rezultate? Ce părere aveți de primele două meciuri? Avem clasament strâns, pot spune, la fel ca și ieri, ca de fiecare dată. Doar un punct diferență între Sunsta și Riders on the Storm, ce au câștigat meciul trecut. Iar de muerte, uitați-vă cât s-au doar din două meciuri au făcut 41 de puncte, sunt aproape la distanță dublă de locul 4. Avem și Rozavlea foarte aproape acolo cu 21 de puncte. Essence, cred că e ok. Libra, Shockwave, Blackjack, Nexus Gaming au 10 kill-uri, însă numai un singur punct pe placement. Besiktas, care se pare că n-au intrat, nu? Dacă nu mă șel. Și First One Raw cu 0 puncte. La fel și Conqueror Rock, doar 4 puncte pentru ei, însă
orice se poate schimba în următoarele două meciuri. Așa că haideți să vedem ce se va întâmpla pe Sahok, pentru că e o hartă loterie și sunt curios dacă vom avea jucători pe first-uri. Da. Acestea au fost rezultatele după primele două meciuri. Următoarea tură de rezultate va fi tocmai la final, când vom vedea și cele patru echipe calificate mai departe în, în final. Băi, băieți buni și fete, am făcut 2000 de abonați. Se gândea Ramon al vostru că el în seara asta, când o să dea drumul la live, după ce că a luat așa 110 euro dintr-un foc de la, de la Floris și Marius, după ce că a avut 100 de oameni pe live în continuu, acum mai facă și 2000 de abonați. Sunteți extraordinar, n-am ce să vă spun decât mulțumesc și să vi se întoarcă în mit, habar n-am, sunteți cei mai tari, deci sunteți cei mai tari, mi-a făcut seara frumoasă. Nexus în bootcamp, singuri, singurei, avem contesturi pe undeva, oare Sahme, văd acolo Spiritul, da, Camp, Charlie, Libra și Cufor, încă o dată, parcă se urmăresc, cele două echipe, dar și Conqueror. Conqueror se mai bat undeva, văd că AIM este eliminat de către Bax, sunt bătălii pe splituri, dar haideți să ne întoarcem în Camp Charlie, unde Libra și cu Force vor duela într-o situație de 3 la 4, doar 3 jucători pentru Force. Kenzo aruncă două molotoave, le aruncă bine, însă nu este nimeni în casă. Nico se duce cu stânga, oare este auzit de Sunshine? Da, este auzit de către Sunshine și nu face pași, dar se retrage până la urmă. Nico nu avansează mai mult. Avem și Blackjack Esports care se bat cu TCR, da, la Compound. Și cred că atât a fost bătălia, dar nu, vine MG cu Drago, AKM versus M4, să vedem dacă se va duce direct spre jucătorul celor din MG. MG încălzește un nade pe care îl aruncă în casă, îi dă puțin damage lui Drago, iar acum îl pușează Drago cu nade-ul în mână, îl aruncă și este dat în ochi de către nade și salvat, pentru că dacă nu era nade-ul acolo mai mult, ca sigur Drago își lua în ochi de la KM. Ne întoarcem rapid în Camp Charlie, unde playerii sunt foarte aproape unii de alții. Îl văd pe Sunshine față în față aici, unul DBS versus Nico, DBS versus DBS. Kenzo este dat în ochi, Sunshine așteaptă, Poco face și el câteva prefire spre Salon God. Nico intră direct aici peste jucătorul celor din Libra, se aleargă ca șoarecele cu pisica, unul după altul. Poco singur cu Drago în partea cealaltă, se bate, îl vede pe Drago, sare după Drago, Poco sare după Drog și îl elimină. S-a lungat și cu Sunshine, da, sunt ultimii rămași din Libra. Primește revival-ul Kenzo. Salon God stă cu dreapta, nu schimbă poziția, nu face pași. La fel și Sunshine sus pe duplex. Se retrage Salon God, Poco avansează cu Kenzo, oare vor să-i scoată până la urmă sau Libra se retrage, da? Și vor pleca cel mai probabil.
TCR au rămas ca să elimine pe cei din Blackjack Esports. Până la urmă nu vor să se, nu vor să se dea bătuți. Dregu e full open, Phoenix de ce nu se ridică? Pentru că l-ar vedea. Dacă Phoenix ar ridica acum, l-ar vedea pe Drago, dar nu, nu o face. Estul în Hating. Roots, ce face Pure Machine aici singur? Probabil a avut Pure Matcher, pardon, în mașină. Nu mai văd, deci nici măcar nu mai văd. Ai și tu nevoie de ceva și fix când îți trebuie, nu găsești. Căutai în toată bucătăria oală, nu găsi. Florisc 100 de euro! Florisc 100 de euro! Florisc 100 de euro! Stai, bără, să șterg camera, că puse amprintele acum pe aia și nici nu mai focalizează. Mi-a umplut golul. Mi-a umplut golul, nu pot să cred. Mi-a umplut golul, Floris, cu 100 de euro. Nici nu știu ce să zic. Să-ți mulțumesc, să... Mulțumirile sunt prea puțin pentru ceea ce ai făcut, tot 100 de euro, așa, și mi-a umplut și golul. Când auzi era cu, ei, am crezut că s-a auzit la cineva pe ol, când mă uit, 100 de euro așa dintr-o dată. Așa dintr-o dată. Ești nebun, bă. Băi, deci ești nebun, n-ai cum, e imposibil. Deci eu nu, eu la noapte nu mai dorm. Eu la noapte nu mai dorm. Bă, Floris, cum? Cum și de ce? Cum și de ce?
Mă așteptam, 50 de euro poate să mai dai. Am văzut că ai dat înainte 60 și ziceam, bă, hai că mai dă 40, bani să fie 100 sau încă 50. Când aud sunetul de la donație și după auzi și, yay! Că mi s-a umplut golul. Ireal, ireal ce se întâmplă, Flori, îți mulțumesc. Nu mai am ce să mai comentez acum la meci. Ce scuze de întârzierea de mai dinainte, că o tai o oală, să o găsesc, să o bat, să o pun pe cap, să cască de patru, să fac, să dam blaua pe aici. Dar nu găsi o oală liberă în toată bucătăria, uite-te și tu când ai tu nevoie. Când nu am nevoie, le găsesc și mă împiedic de ele, iar acum nu găsi o oală. Doamne, ce nebun! Oră aici, îi dă hit-uri lui Bax, îl dă în ochi pe mandarin, îl trimite direct în lobby, ce să mai, Octavian este salvat, 1 HP își bagă first, acum Nexus ia win meciul ăsta, deci dă pumn Octavian, foarte non-professional, dar e prea professional, nu mai, deci nu mai pot să mai zic nimic, nu mai am cuvinte, nu mai pot să comentez, nu mai pot să mă gândesc, nu mai pot să... Cancrar are centrul zonei pe insulă, stă pe munte. Este o urcă și ei. DMR aproape de ISN. Nu pot să mă gândesc că e adevărat. Nu pot să mă gândesc că e adevărat. E adevărat? E adevărat, nu? Nu dorm, e adevărat. E adevărat. Floris, 100 de euro. 160 chiar. Mulțumesc. Ce să zic decât mulțumesc. Cancrer, fai direct cu West. Se pare că Estul urcă, da, așa. Hituri Atis de sus, de la Aragon. Și îl dă în ochi până la urmă. Coboară acolo și la Capahala. Capahala vine la revive. Wow, Aragon își ia din partea cealaltă, dublat de către Boazi, pic pe stânga de către Boazi, însă nu de ajuns de bun, astfel încât să-l dea și knock. 007 sare, de ce sare acolo singur? Capahala, knock și finish. Knock și finish pentru, da, nu rup tricou. Încălzește un aid pentru Aragon, un aid care s-ar putea să fie bun, aruncă Capahala în aid către Aragon, îl lasă jumătate viață, mai încălzește un aid, îl aruncă, dar Aragon se retrage, Boazi este în continuare dat în ochi acolo în spate, iar Capahala reușește să-l dea nouă cu ultimul jucător de la Cancrer, Capahala, situație de 1 vs 1, avansează Capahala din low ground, Snow este sus, ține Capahala spray-ul și Capahala la 1 versus 4. Între oamenii Eastern Stars, Capahala reușește să stea 1v4 la Conqueror Iraq. Ce se întâmplă în seara asta, nebunie? Octavian kill de la 300 de metri. Capahala 1 versus 4. Floris cu 160 de euro. Eu nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg. Oh, mă trecură toate căldurile. Nexus cu Bax. Cu Bax Esports. Vreau să plângă. Băi, încă 50 de euro de la Mihai. Încă 50 de euro.
ce se întâmplă, băieți, ce se întâmplă în meciul ăsta de San Hoc în seara asta? Mersi mult, te pup Mihai, apreciez enorm de mult ceea ce ai făcut, că ai dat 50 de euro, ești un om de milioane, n-am ce să zic, tu, Flori, numai toți sunteți extraordinari, niște persoane extraordinare. Deci chiar nu mă așteptam nici în 1000 de ani, nici în 100 de ani, nici în trilion de ani că o să se întâmple așa ceva. Nici cea mică mare așteptare nu aveam. Sunteți minunați, băi. Sunteți minunați. €50 de la Mihai. 50 de la Marius. Și 160 de la Floris. Am văzut așa atât. Nu, ai și bizașus. S2K stau bine în zonă, 29 de secunde până ce zona se va strânge. Basic, Hapa și Atis în continuare, în 3 oameni și, adică, fără bomb pierdut. Înțelegeți ce zic? Înțelegeți, dacă mai înțelegeți, că eu nu mai înțeleg nimic. Haideți să vedem împreună cum se va da zona. Vom avea o zonă de munte pe est sau o zonă de camp alfa ori de case spre Shockwave. A prins și muntele și camp alfa și casele, le-a prins pe toate. Nexus intră frumos în 4 oameni pe sub munte. Basil vede pe Dorin, oare în depărtare? Văd că merge mai în stânga să țină aici la case. Dorin se bagă pe sub ridge. Eu de la Spectate l-am văzut acolo pe Bazii. Shockwave țin în spate jucătorii din For. Azer se pune pe burtă, vine și TR. TSR vine și TSR din spate ușor. Văd că Nexus-ul s-a băgat pe muntele, cel de-al doilea munte, care se află puțin în low ground. Kawahara nu-i văd cei din Eastern Stars, pe cei din Nexus acolo. La început să se strângă 1 minut și 30 de secunde până se strânge de tot. Tryzen vine aproape cu bug-ul de Maloi. Trage acolo Terminus după Maloi și îl dă knock. Încearcă la cover Milky Way, însă nu reușește. Terminus 1v1 cu Kenzo, dar Kenzo este eliminat din spate, văd. Și Eastern Stars intră roți acolo la Eastern Stars. Se uită Capahala sus, mai trebuie să intre și Bax Scoteica, singurul sau singura rămasă din Bax Esports. Atis aici nu o lasă să scape, aude bug-ul cum coboară, însă va reuși până la urmă Scoteica să plece. TSR se uită sus pe munte. Terminuț este cu motorul și intră în zonă. Estul pot să avanseze și ei ușor. Atis se uită la Camp Alpha dacă mai este ceva. Scoteca într-o căsuță, are zonă, poate să plece după aceea. Octavian ține foarte bine casele în partea din stânga, trag Nex după TSR, iar Dorin îl pune pe Bolus în spate noc. Uf,
ce nebunie, ce seară, ce seară. Wanted văzut acolo de Octavian, dar nu trage. Nu trage Octavian, pune Mark, îl vede și pe Abrar, nici după Abrar nu trage, îi lasă ca să treacă pentru a putea avansa și a ieși din case. Foarte bine gândit în momentul de față de către Octavian. Îl vede și pe Abrar acolo. Dorin este cel care îi ține mai departe. Octavian doar o să vină surpriza, elementul surpriză din spate. Pleacă zona, trebuie să plece și băieții din Eastern Stars de acolo, de pe munte. Atis avansează și el, Bazi la fel, S2K au un ochi în camp Alpha, Roth trag după DMR care vor dori să intre. TSR până la urmă reușește să ajungă în zonă. Atis își rupe picioarele din păcate. Capahala are zonă, avansează, cred că intră și Bazi până la urmă, nu, și-a knock de la S12K de jos prin smoke, da, și confirmă și kill-ul până la urmă. Terminus față în față cu Furia pe burtă, Terminus are răbdare, Furia rămâne după Buggy, nu avansează, zona se strânge și o să dea ceva damage, trebuie ca echipele să avanseze în play zone. Terminus și-a băgat un first și a plecat, S12K primește un nade acolo de la S2K, cred, sau nu știu de unde s-au dat nade, n-am prea înțeles exact ce s-a întâmplat, 6 forțuri pentru Scoteica. Dorin față în față cu Est, doar Bazi și cu Capahala. A reușit Bazi până la urmă să-și primească revival. Nexus trag foarte bine, Bazi este ultimul rămas și aleargă în afara zonei. Și Octavian cu Dorin ca să elimine pe Est. Avem pe Or care este dat knock, Cristian ce ține din spate încălzește un aid wanted, primește și el knock-ul. Drago este în afara zonei, trebuie să avanseze, stă doar la o piatră, primește hit-uri de sus și este eliminat până la urmă de către Dorin, cred. Da, de către Dorin. Scoteica. Bine și Rotaru cu 10 euro, respect baby, respect normal, respect baby. Mulțumesc tare mult Rotaru pentru 10 euro. Mamă, ce s-a întâmplat în seara asta, toată lumea vine și dăruiește aici pe live. Sunteți niște oameni minunați, n-am cuvinte. Nexus sunt ținuți într-un colț de casă de către Abrar de la TSR. Singurul jucător rămas din echipa lor. Da, și se dă zona spre Nexus. Gândiți-vă doar ce am zis cam pe la jumatea meciului, după ce am venit iarăși la butoane. Nexus o să ia win, așa la mișto. Am zis că Nexus o să ia win și uite, chiar acum cred că Nexus o să ia win dacă nu face Abraru un clutch 1 versus 3. Își au hituri și de la Roz, văd, iar da, Nexus sunt eliminați, intră peste Abrar, acolo Abrar reușește să dea un knock, se încurcă și reușește și al doilea knock cu 1 HP, 2 kill-uri pentru DMR, iar unde este celălalt jucător din DMR? Este pe first-uri, iar acum pușează aici S12K, cred, la case, doar 2 jucători în zonă, iar din DMR în afară pe first-uri, vom vedea win pentru Roz sau win pentru TSR, win pentru Roz sau win pentru TSR. Ce moment și ce răsturnare de situație pe acest final de Sanhok. S12K are 2 nade-uri, da, trebuie să bagi nade-urile alea, trebuie să le dea și să le elimine pe TCR, bagă nade-ul, aruncă în casă, însă nu îl afectează oare? Da, nu, Abrar este în afara casei, Roz S12K nu cred că știe acest lucru, poate l-a auzit de data aceasta că este în afară, un singur nade mai are, trebuie să țină de el.
Oh, ce interesant, se uită pe sub casă, încearcă să-l vadă și să-i dea hituri, încălzește neidul S12K, îl vede pe Abrar până la urmă că este, dă neidul cu manta și este un neid care lasă un HP roz, S12K, good, trebuie să pușeze și să se pune pe burtă, Abrar este împins de zonă. Îl vede acolo, S12K, dă câteva hituri, încarcă repede vectorul, iese, da, și este win pentru Roz, S12K, până la urmă îl bate și Dadaev cu 11 first-uri nu mai reușește să și-l bage pe al 11-lea. Avem win pentru S12K, dacă pot să zic, 7 hill-uri singur, a luat și win, totuși felicitări, Rozavlea. Win în această seară cu 7 kill-uri, locul 2 avem DMR cu 3 kill-uri, locul 3 TSR with 9 eliminations, yeah. Nexus then with 13 eliminations, S2K with 1 single kill, Bax 2 eliminations, Shockwave 2 eliminations, Est 7 kill-uri și pentru Est cu un clutch extraordinar de frumos făcut de către Kapahala, Rots 0 eliminations, 4 kills, ESN 1 single elimination, Conqueror Iraq 1 eliminations, Libra 1 elimination, Blackjack Esports 0 and AWA 3 eliminations. Acesta a fost și cel de-al treilea meci în această seară și anume Sanhok cu un meci extraordinar de frumos, cu întorsuri de situație, cu clutch-uri, cu faze spectaculoase, mai ales făcute de către Abrar, de către S12K, de către Kapahala. Deci am avut un meci stas, un meci stas cu persoane stas, într-o seară stas. Mulțumesc încă o dată pentru bănuți, Floris, Marius, Mihai, Rotaru. Și noi ne vom revedea în aproximativ 7 minute cu ultima mapă din această seară, nebună. Stați pe aproape, revenim în 7 minute. Bobli. Oh, și ce nu creușește Tizi cu Scarel și Redot. Solo îl vede acolo, trage și elimină cu ultimele 3 gloanțe. Oflix. Fiul elimină situația de 3 la 2. Oare se ridică Pex? S-a ridicat Pex. Îl știe și pe Arxire. Trage și îl elimină. Winner, winner, chicken dinner for Camelot. De la Bobby. Nu este știut aici, pregătește și cât pe ce să-l dea și pe al treilea cu Icy. Îl cu șarga, nu pe Icy. Hai solo că poți. Aia zic, reload, knock finish. Îl trage după el, îl dă loc. Confirmă și kill-ul foarte, foarte bine. Îl elimină pe Coca. Trage după Ibița, oare 3-2-1. Da, frumoasă. Și îl elimină cu jurați. Bun. Este văzut cum reușește Tim să se ferească. Wow, și Tembrus care vine cu un troleibuzul. Frick intră în ei, calcă pe Bex și aruncă Flix-ul molotov. Văd câteva lucruri, reușește Flix-ul loc și este eliminat, de că nu-l știe, trage în loc, aproape două lucruri, Lance Lonely este văzut, Robby reușește, pure matcher, trage după el. Trage și îl elimină, 3, pușează acum. Este dat Noctofiz, însă foarte bine dubtat din spate, decât mai încearcă un nade în același loc.
Nate Bull pentru S12K ultim. Oare reușește Quavo revival pe amândoi? Nate de la PUR. Probabil o să confirme și kill-ul. Confirmă și kill-ul, mami. Situație de 1 la 1 cu PEX. Le dau și pe... și pe PEX knock, manu. Două locuri pentru Alex. Aerostation. Aisa. Doi oameni pentru Gamer. Picuri pentru Akashi. Pic scurt, rog, este ultimul rămas. Pune arma la spate, intră în smoke, Caesar la copac, situație de 1 pe 1 între Robs și Caesar, trage Caesar prin smoke, Robs reușește să-și bage fortul și probabil îl va pușa acum pe Caesar, care are un nade în mână, aruncă nade-ul, nu, iar Robs cu un crouch, Kairos, câteva hit-uri de la Black God, trage up după knock de către Kairos, trage full, reușește un nade, iar acesta va fi un nade bun. Da, nade bun, winner, chicken dinner. Și-a knock, Wixi și-a knock shell de la zonă, knock este explodat de către B, da, sunt eliminați de către non, situația de 2 la 1, este scos Bob. Intră full, lasă foarte low pe Beleaua, îl vede și pe Danny, îl dă knock, 4 la 2 în momentul de față, intră Smajil, un knock pentru Smajil, și așa knock în smoke, însă până la urmă Mița acolo nu știe pe Savien în partea dreaptă, îl vede Savien și îl dă knock și finish pe Mița, nu pregătește nade-ul. Îl știe acolo pe Savien, își dă un smoke, aruncă nade-ul și va fi un bun knock pe Savien, care se retrage, ia DBS-ul în mână și se tază, reușește să dea un knock tare și 1 versus 2 din și Neță se uită și vede, ia la țintă Engine, pușează aici doi player din DMV, reușește un loc foarte l-a lăsat, două locuri dublate din spate, un full open, îl știe, da, și 4 pușează. BLVK, două knock-uri pentru BLVK, trei knock-uri pentru BLVK, ultimul om rămas de la Ros, vede aici și trage la el prezident, trei knock-uri pentru Epic Life. Messi dă crash direct. Elian este lăsat foarte low, ajunge oare nade-ul până jos, nu cred că ajunge. A ajuns nade-ul aproape până jos. Aude Bob, nu trage Bob prin smoke, trage acum și dă loc pe Kairos, aproape și finish. Să-i spun gentleman, fix în fața lor, dă doar ceva damage, gentleman, urcă. Wow, ce pic, reușește să facă up. Confirmă și kill-ul cu DBS-ul, este luat din toate porțile, sare up, nu prinde la Tom, Robs, ultimul rămas, se trage după el, este bubuit și Gamer, din păcate, urcă Boran, da, nade bun, partea stângă, X-Ray pușează, Smajil reușește knock, 2v2, are ghili, Smajil se pune pe burtă, Defox, trebuie să fie dublat din spate, Smajil încă un knock, iar Bobli, oh, și ce knock reușește Tizi cu Scarel și Redot, Stolo, îl vede acolo, trage și elimină cu ultimele 3 gloanțe. O Flix! Fiul elimină! Situație de 3 la 2 în momentul. Oare se ridică Pex? S-a ridicat Pex. Îl știe și pe Arxire. Trage și îl elimină. Winner, chicken dinner for Camelot. De la Bobby. Nu este știut aici, pregătește și cât pe ce să-l dea și pe al treilea. Icy
Am venit și cu ultimul meci din această seară și anume nici nu mai centrată camera asta, nici măcar eu nu mai sunt, nu mai stau pe mijloc. Așa. Așa să nu pice. Da. Eu că nu sunt centrat, stau într-o parte câș off, ce nu-mi place când nu e totul așa perfect. Însă, oricum, acea seară nebună a fost wow. Doar wow. Avem echipe, avem Conqueror cu Est pe Milta Power. Deja încep să se să vedem dacă își vor lua fight sau Saro se lasă aici, găsește un M4, nu? Doar mini, doar un mini pentru Saro. Dennis este aproape, însă nu are armă, este pe burt acolo, Bazi și el hambar față în față. Capahala este mai în spate, Aragorn mai în spate și Atis este la case. Saru se uită după Dennis, l-a auzit, Dennis nu face pași, stă bine acolo, nu știe că n-are armă și va încerca să-i facă o șustă lui Saru ca să scape. 100 de like-uri, am făcut și 100 de like-uri, nu știu dacă v-am mulțumit sau am zis, am uitat, credeți-mă, chiar am uitat, așa că vă mulțumesc pentru cele 100 de like-uri pe care le-am strâns. Am făcut și 2000 de abonați, am umplut și goal-ul în seara asta, deci... Oh, Atis vine să-l ia pe... Nu, Atis dă direct creș la Saru, sau? Doar se plimbă, se trage după el, însă nu-i se reușesc hit-uri. Iese acolo, Saru trage în continuare în mașină. 007, și anoc de la Atis. Probabil i-a adus ceva armă și lui Dennis, nu-mi dau seama ce armă e aia. E Mosin sau M16? Hai că m-am băgat sub apă cu asta. Sau shotgun. Chiar nu-mi dau seama după skin. Ah, e shotgun, da. Dar încearcă să vină în spate. Bătălia acolo între Snow și Bazi. Snow scoate cuiul la nade, îl va arunca către Baxi la secundă, îl aruncă, da, lasă 1HP pe Bazi și o să-l pușeze. Nu nimerește hitul de shotgun din săritură, Bazi fuge, Snow după el, nu lasă, da,
Iar de data aceasta, până la urmă, reușește să-l învingă din săritură. Kapahala vine și este știută din spate. Cât de frumos, 180 din partea lui Kapahala cu 2X-ul acela monumental pe M4. N-a fost sigur pe jucătorul de la Kanker, l-a tras pe single când putea să tragă pe burst, pentru că era o distanță destul de apropiată. Kapahala, it's on fire în seara asta, 1v3. Kapahala, it's on fire. Da. Din păcate au rămas între oameni, însă au câștigat fight-ul 4 kill-uri pentru Est la început de meci. Abia aștept să văd rezultatele finale și care sunt cele 4 echipe ce merg mai departe în finală. Zona de bază avem Nexus și TSR. Libra cu DMR și cu For. Nu înțeleg de ce. Toate meciurile Libra au fost după For sau For după Libra, șasa lungă, de acolo knock, Dadaev este, cred că, pușat în casă, da, de doi jucători de la Libra, nu reușește să dea niciun hit, lăsat foarte low, Dadaev cu prefire, 1 HP, knock, un knock pentru Dadaev, intră și cel de-al doilea jucător, două knock-uri pentru Dadaev aici, pe Libra. Iar aceștia rămân într-un singur rom și anume Salunga de acolo în shed, care o să fie pușat de către DMR până la urmă. Age, Milky Way, Salunga, dar are un shotgun. Să vedem dacă vor intra cei din DMR, are răbdare Salunga. Se explodează singuri cei din DMR, 1 HP Milky Way. Să vedem ce va face Salunga, va risca să iasă pe ei sau va aștepta, nu își bagă forț, de ce nu iese pe ei acum cât are oportunitatea, știe că unul și-a luat în ochi de la Gesken, își încarcă, așteaptă, de ce așteaptă, dă acolo după Dadaev, da, dar era ținut, bine, da, eu aș fi ieșit și mare greșeală aș fi făcut, intră, dar totuși, nu știu ce să zic. Mă dădea un ochi, mai făcea un 180 de grade și îl bătea și pe ultimul din casă. Oricum, DMR 5 kill-uri reușesc să supraviețuiască în Severny. Omg Mihai! În momentul de față liniște, avem 15 secunde până ce zona va începe să se strângă. Zona de bază. Vom avea bătălii pe pod, vom avea bătălii și până la pod, deoarece toate echipele vor trebui să vină de sus în jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 echipe mai exact în afara zonei din 12, doar 4 în zonă în momentul de față. 46 de playeri, iar cea de-a doua zonă se va da, cel al doilea play zone se va da în 4 minute. Shockwave pe Zarki de data aceasta singuri. Rozul în Giorgo și ei singuri de data aceasta. Rod Slipovka, Bex cu un split Rosoc școală pleacă și ei. Swat în Pocinchi singur ca de obicei. Am făcut și rimă. da. TSR n-au nicio treabă pe bază. Se apropie, trec pe lângă SWAT jucătorii din Bax. Va fi, cred că, aglomerație și la bărci, de ce nu? Vor încerca să joace, să sară cât mai safe, să ia bărcile și să treacă pe insulă. Vedeam acolo deja pe S2K la par. Vin cei din Bex direct, Crash trage cei, urcă la etaj. N-am fost, credeți-mă, niciodată aici în farul ăsta. Aruncă molotov pe scări, însă nu cred că le
o voacă, cine știe ce, de jucătorilor din box. Se dă crash și primesc hituri din spate. Cei așteaptă cu TPP-ul aici sus. Să vedem dacă vor risca cei din box. Da, urcă toți cei din box. Iar cei mai are încă un etaj, aruncă un smoke. Încă un etaj pe far. Și încă un etaj. Băi, câte etaje sunt. Da, stau direct în amplifier, vin cu tigăile. Aleu, aleu, aleu. Da, nu mă pronunț, fiecare joacă cum știe, cum dorește și cum vrea. Nexus-ul, retweet 2 cu 2, Octavian și cu Cristian care țin podul iar Dorin și cu Or au mers mai în spate să mai luteze ceva. Rozul va intra probabil din primors că vor trece apa cu barca. Sunt curios este ce va face. Vor încerca să meargă pe pod sau tot vor alege și varianta barcă. Ia! Rahat e cu aeroplanul. Rahat cu aeroplanul. Na, uite-te la el. Și cu Ruby. L-a luat și pe Ruby și a zis, bă, hai să mergem și noi cu aeroplanul, ne plimbăm așa, vedem marea, știi, romantic. A, dar chiar acum văd că ați scris voi în chat, tot cu Conqueror, tot pe Conqueror le-a dat un V4 pe Sanhok, nu? Parcă tot la Conqueror. Ajung băieții din roți în 7 zile lucrătoare până pe insulă. Ia, nu spune că, da, dacă erau și ceilalți doi cu aeroplanul, eu... Puteam spune că am văzut chiar tot bătălie între TCR, pierd un om. Oare cine a ajuns până aici jos? ESN? Unde au sărit ESN de au ajuns așa pe jos? Astfel încât să poată să pușeze la... să pușeze direct Nova aici la TSR. Da, se retrag băieții. S2K se îndreaptă ușor ușor spre pod, se așteaptă zona 10 secunde până la următorul shift. Haideți să vedem împreună cum se va da. Ar fi o surpriză să nu se dea pe insulă. Ar fi o surpriză. Oh, interesting, interesting. Avem 50-50. Aproximativ 50-50. Mai mult în partea de nord. Nu cred că se va termina pe pod. Mai mult ca sigur se va încheia zona pe pod. Îl văd și pe Milky Way în spate cu echipierii lui. Nici acum nu a plecat din Severny. Roads mai au și ei până ajung cu barca. Da. Băieții sunt tot cu aeroplanul. Cred că au luat gheschenuri multe. Au luat gheschenuri multe. Mai mult ca sigur. Dorin văd că trece. Trece până la urmă pe pod, da, foarte bine, foarte bine gândit din partea lor, să aibă un om și pe partea cealaltă de pod, ca să nu fie ținuți. Oare vor rămâne în spate? 2 cu 2? Da, Octavian cu Dorin, iar Cristi cu... nu, se duce și Cristian mai în față, avansează estul, bătălie la pod. Atis reușește să dea un auction finish. Avansează Denis, iar Blackjack Esports sunt nevoiți să părăsească fight-ul. Estul au liber pe pod, pot să treacă lejer, nu știu dacă vor alege tocmai acest lucru. Se oprește la Royman, ci din back se opresc la Royman. Royman. Reflect are un aid în mână, îl știa acolo în casă, l-a auzit, iar Royman pleacă până la urmă, Stepchick. Knock și finish. Nu iartă nimic băieții din box. Să vedem pe X33, da, nu, n-au view, însă primesc, și bumni, însă primesc un...
Nu, doar un pull-up de la zero aproape văd. Din Shockwave. Da, și nu au niciun player aici decât pe Faze. Faze care stă în partea dreaptă. Și se uită, se uită tot în spate. Nu, nu are viziune pe, pe Shockwave. Primește nade din partea celor din Shockwave. Azero are, se ridică la Ridge, nu? Nu se ridică la Ridge însă. Box urcă pe Sunflower, se uită, îl vede acolo pe Faze Reflect. Nu trage însă până, ba, cred că o să trag acum sau e distanță foarte mare probabil și ceva rici și nu cred că va va face mare lucru, dar își au, nu, își au hit-uri de aproape, Clips a venit, da, trage Big Street 3, dar fără șansă. Avansează Faze, intră direct în cei din box. Nu știu ce au vrut să facă cei din box, să-și iau și hit-uri de sus. Stepchick intră în copac, se dă jos din mașină, trage după oază, încălzește un nade, îl pregătește, îl prăjește, îl aruncă lui Faze și îl trimite, nu îl trimite în lobby, îl lasă doar jumătate viață. S-a ferit de nade-ul primit de la adversar. Stepchick, următorul nade, da, nu mai este nevoie pentru că este dublat din spate de Scoteica și reușesc să îi elimine, îi elimine pe cei din SWAT, 4 kill-uri pentru, pentru ei. Doar acum a venit Shockwave la third party. Terminus cu Mustangul îl turează frumos. Trazon aruncă un, un aid lung care, da, nu le va pune probleme celor din Bax. Azeri acolo aproape, oprește și Trazon, iar Bax Esports se retrag la, la balene. 40 de secunde până ce zona se va strânge, avem la 12 case S2K. Avem S2 care în continuare stau mai late, joacă mai late. DMR-ul DMR-ul se uită după Roz. Roz îi știe aici, Roz, da, îl văd și pe Aimbot care, care se uită după Milky Way, stă pe burtă, nu face picuri, nu vrea să-și dea poziția de gol pentru a aștepta și a prinde momentul oportun de a trage Shockwave. Nu se lasă, nu se lasă și se duc după cei din Blackjack din Bex Esports. Acer își anocă Trazon, dă replica Terminus, dă pe Mandarin în ochi, în far, iar ultimul rămas din Bex Esports este Reflect, care va încerca să plece. Se ție nu-ți place, altuia nu-i face, așa a fost primit la meciul ăsta. Bex i-au urmărit, au urmărit vreo 2-3 echipe, nu i-au lăsat să plece, iar acum și ei sunt eliminați cu aceeași, cu aceeași tactică. Urmăriți. Oh, ce zonă avem pe Shockwave în centru. Nu am avut o zonă de militară. War și cu jucătorii din Roz văd pe aceeași rotație. BS2K stau foarte bine aici la 12 case. Nexus vor lua probabil Sunflower sau se uită de munte. Octavian se uită de munte, Cristian face scout în stânga la Sunflower. Estul trebuie să avanseze și ei. TCR greu, greu, greu să mai intre și în zonă pentru că vor fi ținut și de Est. Est care au fight cu Blackjack Esports, cred, dă knock la 22 acolo. Apahala încearcă să confirme kill-ul cu acel DP. Atis își bagă first, Denis se mai plimbă, încearcă să mai găsească o poziție favorabilă pentru a le putea deschide jocul. Jocul celor din Est se oprește la Ridge, încarcă, îl vede acolo pe Phoenixus, pe Schelă. Atis intră direct ca un tank, două knock-uri pentru Atis, iar, iar Phoenix
Este sus pe schelă singurul rămas din echipa celor de la Blackjack Esports. Phoenix nu mai face picuri, este ținut foarte bine de către Capahala din spate. Tenis la fel se uită și el spre Phoenix. Atis își dă viață și probabil va luta pregătindu-se de următoarea zonă. Ce ziceam de TCR că vor intra greu, uite că au prins oportunitatea în care nu au fost atenți playerii și au putut să intre cu dreapta. Nexus prind aproape centrul zonei, plecați din late. ESN aproape de roz pe munte cu zonă, cred că îi vor ține, dar cel mai probabil cei din ESN Wanted dă un knock și pleacă, nu știu exact unde a dat knock-ul respectiv. 115 like-uri, băieți, încă 5 like-uri până terminăm meciul acesta, facem și noi 120 de like-uri, facem, eu zic că putem și că reușim. DMR iau Sunflower-ul în spatele celor de la Shockwave rămân pe ridge, primesc hituri de la Nexus de jos, Octavian își schimbă poziția, bagiului astfel încât să nu îl poată sparge. Dorin mai dă ceva scout, singurele echipe apropiate sunt în momentul de față doar ESN și cu Roz, nu vom mai vedea fighturi Roz care au mers de Lipovka, au făcut în conjur, da, uitați-vă la rută din Lipovka, s-a dus aproape până în Kameshki, după au venit pe sub bază, iar acum trebuie să intre în această zonă în care sunt 32 de playeri, 9 echipe și zona 5 urmează să vină. Eastern Stars poate și ușor să intre, vor fi ținuți de Azer cel mai probabil. TSR și ei acolo se aventurează mai central, Nexus stau foarte bine la casă, S2K vin pe mal, trage Azer după Capahala, Rozul vor să intre la DMR pe Sunflower, se oprește Milky Way, se oprește și Caregon încălzește un aid, îl aruncă către Milky Way care pleacă, nu pleacă. Da, iar Milky Way reușește să-l dea knock până la urmă pe Aragon, S12K primește hituri oare din spate de la, de la Furia, cât de bine s-au ținut unii pe alții băieții din DMR. Rozul își au hituri și de la ESN care vor primi oare Crash? Nu vor primi Crash, Christ este prins în open doar după o căpiță și a finish-ul. ESN intră la pădure, S2K stau pe margine, la fer și Rod stau tot pe margine. Dennis, oare și-a revive, da, și-a revive de la Atis, Wanted singur în shed, Balls la fel este în shed, da, cum că pierd cu Abrar, Capahala cu acel DP spamează în continuare. ESN și-au un ochi de la Nexus, cred cel mai probabil, da, Work un Mini și Optix se uită acum și spre Shockwave. Încă 40 de secunde până ce următoarea zonă se va strânge. Ia scrieți voi aici cine credeți că vor fi câștigătorii celui de-al patrulea meci în această seară. Iar dacă vreți, cine credeți că se va califica mai departe dintre doar 4 echipe dintre toate cele care joacă astăzi. Doar 4 echipe merg mai departe în final. S12K, ultimul jucător din Roz. DMR-ul intră ușor în față. Roz Nexus, mă uitam la S12K și mă gândeam că a rămas singur și meciul trecut, a rămas singur și de data aceasta, din păcate. Milky Way se îndreaptă acolo pe lângă Roz, face un scout, nu știu ce face, dar Atis mai reușește un nou, da, la shed, la Wanted, și vor trebui să plece Nexus cu o zonă foarte bună la compound. Trebuie să aibă grijă la crash-uri, dă-le încolo de bug-uri, a zis Or, a uitat așa spre ele, gândindu-se că ele sparg cei din ESN, dar
până la urmă Ozona nu cred că vor mai fi nevoie să plece decât în, decât în final. Acolo aproape Junior, Shanok de la cei din, din Roț, de pe partea, de pe partea cealaltă de mal, a fost iarăși foarte bine dublați. Octavian dă noc la TSR. 2 kill-uri doar, doar pentru Nexus, se trag în mașini, se spart toate mașinile Bull, se apucă să intre la ciupercă, de asemenea și Est foarte splituit, trec pe lângă Terminus, iar da, Terminus îl dă noc până la urmă pe, pe Atis. Noc și finish confirmat. Estul trebuie să se gândească la o posibilă intrare prin partea dreaptă, deoarece stânga va fi foarte bine ținută de către, de către Shockwave. Se uită acum SnowX, îi vede, nu-i vede pe Est cum, cum se duc în sus și se îndreaptă direct spre, direct spre Roz, care spre 12, care nu are mare, mare treabă cu ei. DMR-ul iau zona foarte bine. De fapt, s-au cam tot plimbat, s-au cam tot plimbat prin zona asta. S12G, cred că îl vede acolo, da, pe Furia și se pune pe burtă, se bat Roz cu... Roți cu ISM, se aruncă, se aruncă nade-uri în față, X este singur, Manisi nu-l vede, probabil are smoke, dar mie nu-mi-l, nu-mi-l randează, se mai aruncă un nade acolo după, după mașină, se dau hit-uri și de la, și de la Shockwave din partea cealaltă, nu-l afectează pe, pe X nade-ul, însă contra îl dă nou, chiar acum ISM trebuie să plece, S2K rămași în... rămași în afara zonei, nu vor mai putea să mai urce. Shockwave, 7 kill-uri, trag după ESN, reușesc un knock, vor trage oare și la finish, este un player, da, mai este un player, bubuie mașina, Terminus, Razon, spray prin smoke și hituri foarte multe din partea, din partea, ui, se trage și după Treason, știe acolo, l-a auzit pe jucătorul celor de la, de la DMR, pe Furia, se pune pe burtă, trage un prefire să, să-l sperie, vine încă un jucător de la, al celor de la Shockwave, încălzesc un aid, aruncă un aid, SnowX către Furia, dar nu cred că îl va afecta, nu? Furia este mult, mult mai în spate, Fusion, ultimul rămas, de la, de la S2K, 8 echipe în această zonă, 6, zona 6-a, Dennis, singurul rămas de la S în centru, stă pe burtă, Milky Way, se uită și el spre Shockwave, foarte, foarte aproape Roz, S12K avansează pe burtă, probabil își va mai arunca din utilități ca să-și arunce Ghiozdanul, nu, se îndreaptă Furia spre el, oare îl va călca, Furia se dă jos, S12K trebuie să mai avanseze puțin pe ridge, să nu-i fie teamă și să-l elimine pe Furia aici, pentru că este singur, va veni direct peste el, îl va călca, nu îl va călca, se dă jos Furia, da, și îl elimină, însă Nexus din spate, Cristian pușează la Buggy, Octavian dă noc pe Milky Way, un singur om rămas din DMR. L-au lăsat și de către zonă, Cristian nu vrea să riște să se ducă după el, doar îl așteaptă. 4 echipe rămase în viață, 11 player doar. Furia cu 3 first-uri încearcă să mai ia câteva. Cristian cu 1 HP ajunge în zonă, Azer trage acolo după Dennis, iar acesta este eliminat de către Terminus. 4v4, Nexus Gaming vs Shockwave, se aruncă nade-uri din ambele părți, smoke-uri pentru a se face cover, primește Terminus acolo cu SnowX nade, însă nu-i afectează foarte mult, Treason aruncă și el un nade spre Nexus, nu atinge pe nimeni, Azer pleacă nade și de la el dă jumătate viață lui War. Sunt doarecum înconjurați, Nexus-ul pleacă multe nade-uri, knock, Terminus, knock și War, vine Treason cu dreapta, îl vede pe Dorin, trage, îi dă câteva hit-uri, nu riscă, se pune pe burtă, trage iarăși după Dorin, îl dă knock pe Dorin, Octavian, ultimul om rămas în viață, este văzut de către Treason, este spamat în smoke, iar acesta este win pentru Shockwave. Winner, winner, chicken dinner for Shockwave with
9 and 5, 14 eliminations. Congratulations, guys. Second place Nexus Gaming cu 5 kill-uri. Third place DMR cu 8 kill-uri, 8 kills for DMR Est, 8 kill-uri pentru ei. Roz un singur kill pe S12K. Rods 4 eliminations. S2K 1 elimination, TSR 1 elimination, ESN 2 eliminations, Blackjack Esports 0, Bex 4, SWAT 0, Libra 2, 4-1 and Conqueror Iraq only 1 kill. Whew. Acestea au fost cele 4 meciuri din această seară, dragilor. Eu vă mulțumesc cu mâna pe inimioară aici, unde este și logo-ul nostru. Încă o dată trebuie neapărat să mulțumesc lui Marius, Floris, Rotaru, Mihai pentru bănuții pe care i-au dat în această seară, care m-au ajutat să umplu și golul, însă n-am cuvinte, n-am ce să zic, sunteți cei mai tari, Floris. Om de nota 20, Marius, Mihai, Rotaru. Rotaru care nu este de la noi, din Baby, este din Immortality și totuși a venit și ne-a sprijinit streamul, ne-a sprijinit turneul și tot ceea ce vrem noi aici să facem pentru a vă oferi un gameplay inedit cu cele mai bune echipe din lume și ceva care să vă placă. Am avut în seara asta Acer Stars, De Muerte, Nexus Gaming, Shockwave, echipe foarte, foarte bune, profesioniste, echipe profesioniste în adevăratul sens al cuvântului, care ne-au arătat un gameplay foarte frumos, în special Kapahala 1v4, 1v3, Shockwave acum cu win, însă să nu subestimăm și underdogs, cum se zice în engleză, echipelor care vor să ajungă și ele așa să avanseze până la un statut de pro player, cum este Roz, de exemplu. S12K a reușit să ia win singur, chiar și Roz au reușit să ia win primul meci, cred, nu? Primul meci a fost pentru cei din Roz. Dacă greșesc, îmi cer scuze. Având în vedere că au ajuns până în semifinală, cu toate sunt câștigătoare, chiar dacă în următoarele 2 minute, când noi vom vedea clasamentul final, vom vedea și finalistele. Eu în momentul de față o să aștept clasamentul de la echipa de producție, bine, echipa de producție sunt doar eu, de la ceilalți organizatori, să le vedem cu toții pe live și să vedem care sunt cele 4 echipe ce merg mai departe în finală. Știu că este delay, aș fi vrut să vorbesc cu voi, aș fi oprit delay-ul acum, doar că să vedem în real time rezultatele. Doar că cred că voi trece pe scena de coming soon și vom reveni în 2 minute cu rezultatele. Sau? Da. În maxim 2 minute, nu plecați, revenim cu rezultatele în maxim 2 minute. Second that you go, I want you to know.
nu sunteți pregătiți. Deci nu sunteți pregătiți, vă zic 100%, dacă pe mine m-a luat prin surprindere clasamentul, dacă pe mine m-a luat prin surprindere clasamentul, wow, wow, avem așa, în 3, 2, 1, de muerte, Roza Vlea, Est și Nexus. 4 echipe de români, 3 echipe românești, 3 echipe de români ce s-au calificat în finala de săptămâna viitoare. Zavlea cu 13 kill-uri doar și 37 de puncte pe placement. A fost ziua lui S12K, calificarea lui S12K cel mai sigur și primul meci a rămas, a reușit să ia top 3 win pe Psahoc, iar acum la fel a tras ceva de placement. 50, oricum GG și echipei, suportului și celorlalți jucători. 50 de puncte pe placement, de muerte primul loc, al treilea loc pe Eastern Stars la egalitate de puncte cu Nexus Gaming, doar că ei sunt pe 3, deoarece au avut mai multe puncte pe... au avut mai multe puncte pe placement. Iar Bucks Esports la un singur kill nu s-au calificat mai departe, Shockwave la doar 4 kill-uri. Iar Riders on the Storm, care erau în top 4 după meciul 2, acum sunt aproape de jumătatea tabelei. Felicitări și celorlalte echipe, dar în mod special de muerte Rozavra, Eastern Stars și Nexus Gaming, ce s-au calificat mai departe în finală. Au fost niște meciuri extraordinare. Hai să văd dacă pot să fac eu așa, să mă vedeți și pe mine. Okay, ia să pun și asta așa, gata, perfect. Au fost niște meciuri, wow, au fost niște meciuri contorsători de situație. Însă, la final de zi, avem... Așa. Avem cele patru echipe care se califică mai departe. Încă o dată le voi numi: De Mărte, Rozavlea, Eastern Stars și Nexus Gaming. Felicitări vouă, felicitări tuturor celor care au jucat. Eu am fost Dramon, gazda voastră din această seară. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă mulțumesc pentru like-uri, 130 de like-uri, 100 de persoane aproape în continuare. Mulțumesc tare mult, Capahala, dacă o să auzi asta. Mulțumesc pentru comunitatea pe care ai adus-o la mine. Da, mi-a picat puțin netul, sper să se audă, sper să-și revină, acum și-a revenit. Capa, dacă mă auzi încă o dată, zic mulțumesc pentru ceea ce ai făcut, că ai adus comunitatea ta aici pentru susținerea echipei și pentru susținerea mea din câte văd. 130 de like-uri, record, am avut atât de multe like-uri, am făcut și 2000 de abonați, sunteți cei mai tari. Eu am fost Ramon, noi ne vom auzi mâine la cea de-a treia zi de finală. Până atunci, toate bune, noapte liniștită, forța Big Baby. Ce să mai zic, nu mai am cuvinte. Da. Vă îmbrățișez pe toți.